Pe valea Ultului, accidentul rutier a avut loc în această dimineață la ora 5. Potrivit poliției, tirurile încărcate cu muștar și floarea sărului s-au ciocnit după ce unul dintre șoferi a intrat pe contrasens. În urma impactului a rezultat decesul celor doi conducători auto și rănirea gravă a unei femei, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor condițiilor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier. Din cauza accidentului, traficul rutier a fost blocat pe Valea Ultului timp de aproximativ 5 ore. În Mehedinți, două persoane au murit azi noapte într-un accident în care au fost implicate două ansambluri de vehicule. Unul dintre șoferi, de 39 de ani, conducea un autotren înmatriculat în Bulgaria, din direcția Orșova spre Caransebeș, iar într-o curbă, la dreapta, a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune frontală stânga cu cabina și cu partea laterală stângă a semi-remorcii unui autotren încărcat în Turcia. Din accident a rezultat decesul conducătorului auto bulgar și a unui bărbat de 51 de ani, pasager în cabina aceluiași autotren. Șoferul celuilalt ansamblu de vehicule, cetățean turc, a fost testat cu aparatul etilotest, stabilindu-se că nu a consumat băuturi alcoolice. Acesta a fost transportat la spital pentru asistență și îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitatea împrejurărilor și cauzelor în care s-a produs evenimentul.